incredibile, aștept, la 11 ani, tu înțelegi? Țin minte, hai propus să-l introducem pe invitatul nostru și să comentăm împreună. Bună, Tiberiu, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce zici de material? Că parcă te-am auzit, ai avut așa o reacție. Și ai fost foarte atent. Da, am fost foarte atent. Acum, ce pot să spun? Trăim într-o epocă în care imaginea contează foarte mult. Pentru a fi dirijor, evident că e nevoie totuși de niște ani de pregătire care depășesc cumva vârsta băiețelului pe care l-am văzut. Aparențele, în schimb, pot fi obținute pe o cale destul de rapidă. Vreți să fiu politicos sau sincer? Noi mergem pe sinceritate. Din punct de vedere profesional, este evident că muzicienii de acolo erau într-adevăr profesioniști, știau foarte bine ce fac și pe uvertura, atenție, nu era toată, nici măcar nu e operă, e opereta lui Johann Strauss, fiul Liliacul, Fledermaus, era doar uvertura, se interpreta doar uvertura acolo pe scenă, adică primele 12 minute dintr-o operetă care durează vreo 3 ore. Muzicienii știau foarte bine ce fac și, sincer, nu mi s-a părut că aveau foarte multă nevoie de el. În schimb, și partea inclusiv, bună, hai să inclusiv ce făceai, partea bună este că se face reclamă unei meserii oarecum ezoterice. Oamenilor le este adus în prim plan din nou un dirijor. Știm, de exemplu, avem un nume cu rezonanță, Leonard Bernstein, de exemplu, da? Care a făcut muzica sinfonică, dirijatul, le-a făcut celebre cu acele concerte educative, să le spunem, de la Carnegie Hall din anii 60. A încercat să aducă către marele public și a reușit, cred eu, lumea asta a muzicii mari, a muzicii culte. Ce a făcut Leonard Bernstein e un serviciu extraordinar adus muzicii de pe toate meridianele și de aia noi toți în profesia noastră îi datorăm foarte mult. Meseria de dirijor e una ceva mai complicată și presupune o pregătire cumva interdisciplinară, adică nu e vorba doar de a ști foarte bine muzica, asta iese oricum din discuție, e sine qua non, n-ai cum, este necesar, trebuie să știi foarte bine multe detalii legate de teorie muzicală, armonie, orchestrație. Bănuiesc că și de fiecare instrument în parte, nu? Da, se numește organologie, așa se numește. E o știință aparte a orchestrației care presupune cunoașterea felului în care funcționează și emite sunete fiecare instrument dintr-o orchestră. Și trebuie o ureche fină, timpanul cred că e... Îți trebuie o ureche fină, îți trebuie memorie, dar cred eu că cea mai importantă calitate pe care trebuie să aibă un dirijor sau un aspirant la meseria de dirijor de orchestră este aceea de concentrare. Este foarte important ca în momentul în care ești în fața orchestrei, ceea ce faci și ceea ce ești să fie același lucru. Tiberiu, pare avem simplu, foarte multe lucruri de vorbit cu tine și vrem să te cunoaștem mai bine. Pentru început, ți-am pregătit un test fulger. Sunt gata. Ești pregătit? Ești pregătit? Bun. Păi dacă fulger... maximum 5 secunde, nu mai pun cronometru, avem încredere așa în tine. Încerc. Hai. Foarte serios. Hai. Încep eu, da? Da. Știm că îți plac amândouă. Mozart sau rock? Mozart rocks. Ok. Angela Gheorghiu sau Ana Netrebko? Angela Gheorghiu. Bun, foarte rapid, o secundă, bun. Câte doamne ți-au mărturisit admirația? Nu le-ai numărat. Nu le-am numărat niciodată. Cel mai mare defect? Impulsivitatea. Cea mai mare iubire? Muzica. Cea mai lungă repetiție? Edip. Cât? Edip de George Enescu. Peste 4 ore, spre 5. Concurează cu Faust. Bun. Mai greu să adorm copilul sau să ridici o sală în picioare? Cred că e mai greu să adorm copilul. Depinde de nivelul de pregătire. În ce Bun. Țară te muta mâine? Într-o Românie mai frumoasă. Da, bun. Bun așa. Despre Mozart. Se știe că aprecia un vin bun. Tu? La fel. Nu știam asta, dar și eu apreciez un vin de calitate. Și ultima, a 10-a, ce-i răspunde dacă te-am provocat să prezinți un jurnal de știri? Cu baghetă sau nu, evident. Aș spune da. Serios? Aș spune da. Eu zic că putem lansa. Întotdeauna mi-au plăcut provocările, da, și asta face parte din lucrurile pe care cred că le-aș duce, evident, în limita mea de mediocritate, dar le-aș duce la un oarecare sfârșit. Dacă și noi putem, nu-i așa, să venim odată și să ne arăți basics-urile, bine, putem să începem de acum. Cu mare plăcere. Știu că este o întreagă teorie în spate, vorbim de poate zeci de ani, dar basics-urile, da? Întotdeauna am fost fascinat. Țin minte orele
de muzică din clasa a 5-a, în care aveam măsura, da? Da. Măsura. A trecut cam mult timp de atunci. Da. Dacă asta ar fi o baghetă, măcar cum se ține, mă interesează. Dacă e foarte important, e foarte important să simți la o baghetă. Evident, nu trebuie căzut în cine știe ce fetișisme. Adică e o bucată de lemn sau de fibră de sticlă. Sau, trebuie să-i simți cumva proporția. Are un punct de echilibru, unde la modul ideal ar sta în balans fără să fie menținută de nimic. Punctul ăla de echilibru e ceea ce face, ceea ce noi numim în viața muzicală, impulsul. Adică asta face ca mișcarea să fie clară, fără echivoc. Da? Ăla e punctul, la modul ideal, în care trebuie ținute cele două degete. După care restul degetelor vin și îmbracă, să zicem, absolut natural și firesc, în prelungirea brațului, îmbracă restul baghetei. Bun. Asta îți asigură o mișcare cât de cât naturală și, repet, fără să dea naștere la neînțelegeri din partea muzicienilor. Acolo avem de-a face cu un cod gestual foarte bine stabilit, apropo, pe care puștul nu prea îl respecta foarte mult. Da, avem de-a face cu un cod gestual extraordinar de bine definit, astfel încât eu, orice dirijor, eu la modul abstract, eu dirijor, dacă mă duc, să zicem, cum a fost cazul, în fața unei orchestre din Taipei, din Taiwan. Oamenii nu m-au văzut niciodată nici eu pe ei. Toți avem pregătire muzicală. M-am dus în fața lor la prima repetiție deci și a început muzica. Nu a trebuit să le explic ce fac. Fiecare dirijor poate individualiza oarecum, poate... Bagheta, maestre. Vă mulțumesc. O să țin acest pix. Poate individualiza cumva, adică tu ca dirijor poți veni cu mișcările tale dacă te știi cu orchestra. Poți, bineînțeles. Ceea ce faci ca dirijor în fața unei orchestre este să te duci acolo cu tot nivelul tău de pregătire, cu toată experiența ta, cu lecturile tale, cu lucrurile prin care ai trăit, bune, rele. Te duci în fața lor și niște muzicieni profesioniști te citesc așa, ca la razele X. Te-au văzut imediat. De multe ori, eu am făcut parte și din orchestră, din Orchestra Națională la Radio, deci am stat de o parte și de alta a pupitrului dirijoral și țin minte că aveam prime întâlniri cu dirijori în care ne dădeam seama cam cum va fi săptămâna respectivă, numai după felul în care dirijorul respectiv intra pe scenă. Nici nu trebuia să ajungă la pupitru, la prima repetiție. După felul în care intra, ne dădeam seama cam cum va fi săptămâna de repetiție. Sincer, da, cred că în orice meserie se dezvoltă al șaselea simț în privința persoanelor cu care intri în contact. Tiberiu, din păcate nu mai avem timp, voiam să ne povestești și de cartea pe care ai scris-o. Sunt două cărți, vă spun repede, una roșie, una albastră. Prima se numește Pentru ce mergem la opera, a doua se numește Nouă povestiri muzicale și în ele e vorba despre muzică, dar într-un limbaj de zi cu zi. Am vrut să aduc muzica, marea muzică, opera simfonică, viețile marilor compozitori, am vrut să le aduc la marele public fără niciun fel de terminologie care să reprezinte un baraj între muzicieni și public. Accesibile oricui? Da, cel puțin așa sper eu. Da. Tiberiu, îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Mergem cu știrea acum.